Concertul caritabil Suflet în culori a adus aseară pe scena sălii radio din București trei muzicieni de talie internațională, care prin prestația lor artistică au încercat să sensibilizeze și să determine publicul să doneze bani pentru copiii cu autism. Fondurile colectate în urma vânzării biletelor și a donațiilor vor fi direcționate către programele de terapie derulate de asociația Help Autism. Suma strânsă aici se pune într-un mare coș unde se adună zi de zi fonduri pentru cei 480 de copii care sunt înscriși în cadrul asociației și spun asta pentru că eforturile noastre sunt în diverse direcții și sunt alături de cei 120 de colegi care fac parte din echipa Help Autism și de părinții celor 480 de copii care sunt înscriși. Cu toții facem fundraising și cu toții ne implicăm în acest tip de activitate deoarece asociația Help Autism susține toată activitatea, toate costurile pentru programele de recuperare ale copiilor din fundraising. Adică nu suntem susținuți și nu ni se decontează serviciile de recuperare, ci aceste servicii sunt susținute prin fundraising. Lunar alocăm un buget de 200.000 de euro. Mă bucur foarte mult să văd că există astfel de oameni printre ei și că Mihai, președintele Asociației de Muzică Altă și Cultură, reușește în fiecare an să aducă pe scenă mai mulți artiști care sunt de acord să concerteze pro bono. Este un lucru extraordinar pentru noi ca și societate, pentru noi ca și oameni, și anume faptul că reușim să ne aplecăm, începem din ce în ce mai mult să reușim să ne aplecăm asupra celor de lângă noi, dincolo de nevoia noastră. Doar așa, din punctul meu de vedere, vom putea să evoluăm. Nu pot să spun că nu mi-am atins scopul și cu această ediție, dar nu este pe deplin, pentru că îmi doresc ca lumea să conștientizeze faptul că pot achiziționa un bilet la un concert, poate fi orice fel de concert, 15 lei, acei 15 lei se duc la un copil pentru terapia unui copil cu autism. Publicul încă nu este obișnuit să achiziționeze bilete și în scopuri caritabile. Și din păcate nu este atins scopul pe deplin, dar eu nu mă voi lăsa alături de cei de la Help Autism. Iată, suntem la a patra ediție și cu siguranță vor merge mai departe. Anul viitor facem 5 ani de Suflet în culori. Dar îmi doresc ca lumea, publicul larg, să aștepte acest concert, să-l ceară. Muncim și vom lupta până la capăt ca să facem acest lucru posibil, astfel încât să ajutăm cât mai mulți copii diagnosticați cu autism. Trei instrumente care se completează reciproc, viola, clarinetul și pianul, un repertoriu de muzică de cameră în interpretarea trei artiști de renume internațional, au fost ingredientele evenimentului. Este cel de-al patrulea an în care Asociația Help Autism marchează Ziua Internațională a Conștientizării Autismului prin intermediul acestui eveniment cultural. Organizatorii și-au dorit să strângă fonduri pentru susținerea celor 480 de copii care beneficiază de terapie în cadrul asociației. Copii cu probleme există și au existat dintotdeauna. Depinde de noi dacă vrem să-i vedem și să acceptăm că există sau să întoarcem spatele și să credem că nu există, iar atunci când îi întâlnim să fim traumatizați. Să fie alături de ei, să încerce să integreze în societate. Autismul nu se poate vindeca, dar printr-o intervenție timpurie intensivă, până la 47% dintre copiii cu autism pot avea o viață independentă. Fără terapie, simptomele autismului și comportamentele disfuncționale se agravează în timp. Cât este de costisitor tratamentul pentru cineva care suferă de autism? Este destul de costisitor, undeva în jur de 1000 de euro pe lună. Practic nu vorbim de un cost mare pe oră, ci vorbim de un număr de ore destul de mari pe zi, undeva între 2 și spre 8 ore, în funcție de cât este de grav afectat copilul și de vârsta la care el intră în programe de recuperare. Ori asta duce la niște costuri foarte mari, alături de materiale necesare în acest proces de intervenție terapeutică și de recuperare. Prima ediție a concertului caritabil Suflet în culori a fost organizată în 2014 și a beneficiat de participarea unor nume importante din lumea muzicală românească.